Activitatea Ministerului Justiției și reformele instituției au fost discutate de către Ministrul Justiției Vladimir Cebotari cu reprezentanții Consiliului Raional Rezina și primarii localităților. În cadrul ședinței, ministrul a vorbit despre eforturile depuse în combaterea fenomenului corupției din Moldova. Am venit să comunic cu locuitorii, cu primarii din Raionul Rezina, axat pe câteva probleme, ce mă interesează extrem de mult, și una din ele ține de eforturile de luptă a fenomenului corupției din Republica Moldova, pe care este astăzi axat întreaga guvernare Republicii Moldova, și despre rezultatele pe care astăzi deja le livrăm cu toată lumea. Vedem numărul mare de persoane care sunt atrase deja la răspundere pentru acest lucru și cât de descurajantă devine această luptă, în sensul că se descurajează acțiunea de corupție. Un al doilea lucru important despre care am vorbit este harta judecătorească nouă, care este un proiect ce urmează a fi implementat într-o perioadă mai îndelungată. Am venit cu mesajul că se informeze primarii că această reformă este una benefică, iar nici de cum nu va crește eforturile sau costurile, dar dimpotrivă va veni să optimizeze timpul petrecut în instanță și să ridice calitatea gradului de justiție, datorită faptului că reforma nu trebuiește văzută o optimizare a instanțelor de judecată, dar trebuiește văzută în complex, ceea ce ar însemna specializarea judecătorilor, introducerea instrumentelor alternative de aplicare în formă electronică, accesul la dosarul electronic, ședința neîntreruptă care se va termina cu emiterea hotărârii judecătorești, etc. În cadrul discuțiilor au fost abordate mai multe probleme din Raionul Rezina care necesită soluționare. A fost abordată întrebarea ce ține de medicii legiști din Raionul Rezina, au fost abordate întrebările ce ține de activitatea de probațiune din raion și, evident, nu în ultimul rând, activitatea penitenciarului, ceea ce ar avea tangență și cu administrația publică locală la anumite aspecte de ecologie și alte domenii. Deci vreau să menționez că domnul ministru a fost foarte deschis pentru aceste întrebări, pentru acest dialog. Evident că s-a arătat deschis și mai departe în abordarea problemelor și soluționarea ceea ce ține de administratorii și lichidatorii întreprinderilor. La noi mai sunt întrebări ceea ce ține de contractele de arendă, fiindcă, cu părere de rău, avem și agenții economici care nu sunt atât de responsabili și atunci când lichidează, care prelucrează terenurile agricole. Și atunci când lichidează întreprinderea, deci uită că au datorii față de cetățenii raionului, le-au prelucrat terenurile, dar nu le-au achitat nimic la cotă. Potrivit ministrului Justiției, majoritatea problemelor abordate sunt la fel ca și în alte localități. Și în Rezina, ca și în multe alte localități, problema majoră este cea a bunăstării populației. O provocare extrem de grea pentru toată lumea, inclusiv și pentru guvern, dar aceasta este lucru care ne ghindează în toate acțiunile care le întreprindem. Oricând vorbim despre eforturi de optimizări, despre anumite schimbări de procese, reforme administrației publice centrale sau reforme administrației teritoriale sau oricare alte schimbări majore, primul lucru care este luat drept ghid este îmbunătățirea situației cetățenilor noștri, sporirea bunăstării lor, creșterea salariilor, și celelalte acțiuni reiese sau sunt planificate exclusiv prin această prismă. În cadrul vizitei, ministrul Justiției a avut o întrevedere și cu cetățenii raionului Rezina.